și vorbește despre mobile marketing. O să schimb prezentarea la Luca-i cu a mea. Despre ce vreau să vă vorbesc astăzi? Vreau să vă vorbesc tocmai despre legătura dintre mobile marketing și pay-per-click advertising. Vreau să vă vorbesc despre cum facem trecerea de la o discuție despre ce înseamnă piața de telefoane mobile, ce înseamnă advertising mobil, către zona de pay-per-click, motivul pentru care suntem cu toți aici. Search Engine Optimization și pay-per-click. La Search Engine Optimization am o singură discuție pe care o vreau să food for thought, așa, pentru Vlad, pentru Cristi și pentru câțiva care se ocupă pe, aplicat pe zona de Search Engine Optimization, Olivian și mai sunt câțiva în sală. La un moment dat am întâlnit un client care îmi povestea despre aplicațiile pe iStore, da? Pe iPhone, Apple Store, da, cum îi zice? App Store, așa. Și nu sunt fan Apple, îmi pare rău pentru Stevie, dar nu. Ideea e că ce au făcut ei, au încercat să optimizeze aplicația și descrierea aplicației folosind tehnici de Search Engine Optimization, ca în momentul în care există o căutare în App Store, rezultatele cele mai relevante, păstrând regulile de indexare Google de ranking, au câștigat poziționare și, după cum știm foarte bine, pe anumite cuvinte cheie rancau mai sus în App Store. Asta pe mine m-a uimit și am zis, wow, da, lucrurile așa erau, erau aplicații de horoscop, care în momentul în care pe anumite cuvinte cheie apărea ca prima aplicație, bineînțeles downloadată și evaluând raportul dintre timpul petrecut și ce au mai făcut ei acolo, review-uri și alte steluțe ce au dat la aplicații, au făcut ca aplicația să urce în ranking în App Store. Mi s-a părut interesant și am zis să vă spun. Acum... Poți să te întreb? Te rog, să întreabă. Crezi să făcea în App Store sau să făcea online? În... Și în App Store. App Store e un mit. E un mit, da? Deci, am văzut că el căuta, a dat câteva exemple de keyphrase-uri și a funcționat. Deci problema, eu o văd așa, în primul rând, lumea nu își petrece foarte mult timp să facă search în App Store. Nu sunt încă studii să arată timpul petrecut în medie de un utilizator, nici în App Store, nici în Android Market. Dar ideea e că eforturile de search sunt în continuare în online. Deci nu sunt în magazinul specializat. Și atunci, cât timp e în online, pagina de App Store e cumva tradusă în online și e firă să funcționeze. Dar în App Store chiar aș fi curios. Ideea era că în momentul în care el a făcut diverse căutări pe diverse cuvinte cheie pe care le avea înainte în discuție, la horoscop, apps, horoscop, am mai pus, na, discuția nu-i de azi, au apărut acele rezultate, aplicația lor a rancat a doua, a treia aplicație, chiar și prima aplicație. Moment în care eu am fost surprins, plăcut, gândind că, ia uite, oamenii au aplicat niște lucruri pe care noi le facem de altfel în... de zi cu zi în ceea ce înseamnă site-ul și Google. Păi nu, până la urmă ai partea de titlu. Da. Partea de titlu. Da, descriere. Păi despre... Merge. Păi ai partea de titlu, descrierea, câteva cuvinte cheie. Dacă tu în loc de titlu îți pui, nu știu, șapte cuvinte cheie... La fel ca în regulile... Da, dar nu poți să faci dacă SEO. Mai e o tehnică, de exemplu, să-ți... brand name, da? Când îți alegi numele de brand, să mergi către literele de început al alfabetului. Dar asta e iarăși niște speculații. Dar nu există pe care o să le adaugi? Dar nu vorbim de strict de App Store, nu vorbim de review. Review, da. Nu influențează ranking-ul? Adică știm sigur că nu influențează ranking-ul? Unde ranking? Ranking în ce? În App Store sau în online? Nu. Astea sunt... Principal influențat de numărul de download. Asta cred că e... la 60-70% din... Deci există un algoritm, nu? Nu, deci nu. Există un algoritm. Există, dar nu știu. Ah, dar și am revins că știu eu, dar era un exemplu pentru să nu ne depărtăm de la subiect. Ideea era că am întâmpinat situația asta și am zis că, ținând cont că vorbim despre mobile marketing și despre SEO și pay-per-click, m-am gândit că e un moment potrivit să vă spun experiența asta peste care am dat, absolut întâmplător. Dacă nu e live-ul.
prea mult. Asta e, dacă vrei să știi răspunsul. Am înțeles. Probabil. Deci există o explicație. Dar nu e mai bine. Încă nu, da. Ok. Prezentarea mea este despre pay-per-click și despre cum putem să ne promovăm pe mobile folosind Google AdWords. Bineînțeles că câți dintre voi aveți cel puțin o campanie de Google AdWords pornită, de search? Ați pornit vreodată? Ați pornit vreodată? Eu n-am pus întrebarea bine? Nu, nu pe mobil, nu pe mobil. Standard. Ah, ok, ok. Nu, vreau să fac o... Adică faptul că nu le deși mâna asta nu înseamnă că nu știu că... Și nici la Vlad acolo mai aștept. Ok. Întrebarea asta vine un pic pentru că vreau să știu câte, mergând un pic mai departe, câți dintre cei care au avut campanii de search au avut și campanii de search centrate direct pe mobil. Intuit, Cristi, întrebarea. Da? Nu? Nu? Da? Ah, Cristi. Ok. Mersi. Ok. Există mai multe opțiuni pe care le avem de a targeta direct mobilul, de a targeta dispozitivele mobile. Din păcate, în România, avantajele nu sunt atât de mari cât sunt în... sau avantajele targetării nu sunt atât de mari cât sunt în alte țări, unde putem alege operatorul de telefonie mobilă, putem alege... și în România putem alege sistemul de operare, dacă e iOS, dacă e Android, putem face lucrul ăsta în Google AdWords. De asemenea, putem alege în Google AdWords și am pregătit și un print screen, adică am făcut prezentarea asta, mai că mi-e mai ușor să vă povestesc așa, într-o discuție liberă, decât să stau să vă arăt un print screen pe care probabil unii dintre voi l-ați văzut, mai ales că adesea ați început campanii, de, ca să vă surprind. Uite, ăsta e print screen-ul de care vorbeam. Știți, în momentul în care alegeți device-ul pe care să targetați o campanie, aveți mai multe opțiuni acolo și anume, da, este întâmplător, este chiar o campanie de AdWords pentru primul curs de la școala de internet care, nu știu dacă v-am spus, s-a lansat chiar acum, chiar astăzi. Deci puteți să accesați cursurile școlii de internet online începând de astăzi. Revenind un pic la partea asta, deci după cum vedeți puteți targeta dacă dispozitivul este un desktop sau un laptop, dacă este o tabletă grafică, o tabletă, da? Sau dacă este un telefon mobil. Și mergând un pic mai în adâncime, vedeți că puteți targeta sistemul de operare sau carrier. Diferența tocmai între România și alte țări în care faceți campania e acest print screen, care e ușor diferit, pentru că aici am ales țara de, din care făceam campania, n-am ales o țară, am zis că vreau să fac din toată lumea, vreau să targetez toată lumea. În momentul când am targetat toată lumea, s-a schimbat un pic opțiunile, regulile jocului și mi-au apărut aici, pe lângă Wi-Fi traffic, și anume traficul în momentul în care era generat prin rețea wireless, toate țările celelalte și am selectat eu Germania și toți carrierii din Germania, și anume E-Plus, O2, T-Mobile, Vodafone și tot așa. Da. Avantajul este că dacă suntem... bine, evident că creativitatea, revenind la prezentarea lui Dan, creativitatea e lucru care ne diferențiază sau diferențiază o campanie într-o campanie mediocră și o campanie extraordinară, sau o campanie bună și o campanie extraordinară, în contextul în care dacă am targeta, și acum ne putem juca cu gândurile, putem să fim T-Mobile și să targetăm utilizatorii lui Vodafone și să le comunicăm o super ofertă doar pentru ei, o ofertă specifică pe targetul, pe audiența respectivă, da? Și, sau invers. Sau putem targeta audiența noastră într-o campanie de loializare sau orice. Acum, asta a fost primul lucru care mi-a trecut prin minte. Te rog. Am întrebare. Văd acolo Android, iOS și WebOS. Altceva mai știe?
Google Ads să... pentru că cel puțin am văzut că la Analytics nu știe. Nu știe pentru că Google e un sistem într-o continuă... Eu sunt într-adevăr evanghelist pentru... Da, întrebarea este seriasă, adică știe? Nu. Nu. Ok, asta vreau să... Adică nu știu dacă nu știe, asta nu știu dacă poți să... Asta înseamnă că au cumpărat degeaba AdMob-ul, că AdMob-ul știa și acum l-au închis și l-au făcut doar pentru aplicații. Deci l-au... Am înțeles. Că AdMob-ul știa. Deci nu confirm ceea ce mai auzisem în altă parte. Eu n-am folosit niciodată AdWords pentru mobil, că n-am avut nevoie. Cel puțin pe România sunt niște alte rețele care îți dau targetări mult mai în detaliu. Deci, practic, ce spui tu e că ne ducem numai Android, iOS și WebOS. Da, încă însă, spre deosebire de celelalte rețele de app mobile sau celelalte rețele de zi, Cristi, ca să... Deci după aia îmi termin gândul. Nu, o să iei microfonul, că mi-e greu să-l dau. Nu-ți spun, dar îți dau. Îți spun întrebări dacă... Da, deci nu fac... Și eu trebuie să câștig niște bani, nu? Să mai spun apropo de diferențierea pe rețele, adică T-Mobile, așa. Pot să spun că de multe ori o să vezi că rata de conversie e foarte mare diferență între o rețea și alta în funcție de campanie. Aha, deci mai ridic am dat, că ai făcut campanie de astea, nu? N-am făcut pe România, dar pot să-ți spun că... Păi eu n-am întrebat pe România, pe... Te-am zis mai devreme că există și campanii profitabile cu $1 per lead și... Suntele că alea fac parte din campaniile în care e segmentat separat o campanie? Da, se segmentează până la nivel de telefon, da. Nu la nivel de rețea, e mult. Deci segmentezi rețea telefon și automat vezi rapoartele de click-through rate, rată de conversie, până la nivel de telefon și asta te ajută imens, pentru că scoți... Poți să ai surpriza că cei care au folosit Sony, Ericsson, Xperia, nu știu cum, pur și simplu nu convertesc. Nu știu din ce caută, poate nu browserul nu e compatibil. Și așa îi scoți pe cei care nu îi ai. Poate se blochează soft, cum face Galaxy S-ul. Nu știu, e probabil. Poate se blochează soft, deci poate de aia. Dar te-am zis, discrepanțele între rate de conversii sunt de poate 300% între un tip de telefon sau o rețea și altă. Am înțeles. Ceea ce învățăm din experiența lui Vlad este că ar trebui să segmentăm foarte atent și să folosim campanii separate, nu? Și să bugetăm separat campanii pentru fiecare tip de device sau fiecare grup de device, rețea mobilă, nu? Ok, chiar iată. Unul din lucrurile pe care putem să le facem în plus, folosind Google AdWords, targetând mobile, îl reprezintă faptul că avem totuși keyword-based advertising, lucru care nu se întâmplă în alte rețele de distribuție de media mobile, sau cum aș vrea să formulez în sensul ăsta. Adică keyword-based advertising înseamnă că totuși utilizatorul are, își manifestă o intenție de achiziție sau un interes pentru un anumit produs sau serviciu. Lucru care, dacă coroborat cu segmentarea la nivel de operator și device, ajunge practic la o targetare extrem de accurate, de precisă. Unul din motivele, și aici voi ați trecut prin lucrul ăsta, Dan și Vlad o să-mi confirme, că cel mai important pentru o campanie targetată, chiar dacă e keyword-based advertising și există intenția de achiziție, este ca landing pages să prezinte câteva caracteristici funcționale, să spun așa, care să permită o conversie imediată și să permită o comunicare clară, precisă, memorabilă și cum trebuie să fie de altfel. Deci, orice armă de marketing am folosit, mai ales keyword-based advertising în care avem specificitate pentru fiecare termen căutat, landing page-ul reprezintă unul dintre cele mai importante elemente. Și câteva sfaturi, design-ul trebuie să fie simplu și din păcate va trebui să spun chestia asta, pe landing page nu trebuie să existe flash, pentru că avem câteva device-uri, avem foarte multe device-uri pe care flash nu funcționează. La momentul ăsta, sunt sigur că cu noua nu Creative Cloud și cu noile apariții, poate o să funcționeze și flash-ul, dacă nu, HTML5 e the new flash, așa că nu tuităriți asta. Ok, call to action trebuie să fie clar, clicabil,
să putem să facem acest click to call, să putem să sunăm, să putem să trimitem SMS, să putem să interacționăm cu conținutul pe care îl primim chiar în rezultatul afișat, deci chiar în app. Dan a trecut explicându-ne chestia asta, Vlad ne-a dat din experiența lui. Acum, oportunitățile sunt evident multe. Eu am trasat câteva care ar putea fi, na, sunt păles pe lângă oportunitățile pe care le-a prezentat Dan, dar, pe de altă parte, ele reprezintă oportunități în contextul în care Google Ads reprezintă publicitate targetată pe intenția de achiziție. Lucru care e un specific pentru această armă de marketing, specific care... Localizat. Exact. Acum, exact. Dacă mai aducem în... dacă ne amintim celelalte opțiuni pe care le avem, care nu sunt prezente prin screen-ul cu device-urile, și anume, avem țara, avem limba de ori, avem geografic, avem localizare, avem cuvântul în căutare, da? Putem să, legându-le pe toate, avem o targetare extrem de precisă și care duce într-un final la o rată de conversie foarte bună, dacă mesajul este cel potrivit pentru cuvântul căutat și care se regăsește în landing page. Deci e o singură frază pe care am spus-o, dar e chintesența oricărei comunicări bazate pe oricărei promovări bazate pe performanță. De anume, în Google Ads, cel puțin, avem cuvântul căutat, sau cuvântul, termenul căutat, se regăsește ca și mesaj în ad, în anunț, și comunicarea se continuă pe landing page. Ceva de, food for thought, în căutările realizate pe mobil, omul nu creează specificitate. Am prezentat la un moment dat am avut o prezentare despre cuvinte cheie și despre felul în care cuvintele cheie se grupează, sunt categorii de cuvinte cheie, în funcție de specificitate, în funcție de faptul că ele sunt științifice, sunt particulare, generale și tot așa. Am chiar un curs la școala de internet unde, apropo, nu știu dacă am uitat să vă spun că s-a lansat astăzi școala de internet, chiar acum cât timp vorbeam eu, unde o să existe există de asemenea și acest modul integrat în cursul de Google Ads pentru începători. Lăsăm la parte self-promotion. No? Eu nu o să plece oamenii din partea cealaltă, se duc dincolo. Da, discuția e că ce trebuie să rețineți din slide-ul ăsta, din partea asta a prezentării, e că o căutare realizată pe mobil, și aici aș vrea Dan să mă ajute un pic, să confirme sau să-mi infirme, căutările sunt mai specifice din punct de vedere al sensului decât din punct de vedere al volumului de cuvinte. În sensul în care oamenii nu, datorită exact ce spuneai tu, că nu e foarte confortabil să scrii chiar și pe smartphone, dar e ușor inconfortabil să scrii o frază cheie care are 4 plus cuvinte, da? Să folosești și un operator de forma style 2 puncte, raw type, file type 2 puncte, PDF, de exemplu, da? Mă gândesc că lucrul ăsta nu-l faci pe mobil. Adică asta e o căutare specifică pentru desktop. Moment în care ar trebui specificitatea să fie dată de sensul pe care îl au cuvintele. Acum, e ok? E bine că n-a plecat nimeni încă pentru explicația asta. Okay. Al doilea element e că, exact cum Raluca vorbea despre anumite forme de bannere care sunt distribuite specific pentru a targeta rețelele operatorii de telefonie mobilă și device-urile mobile, aceste dimensiuni specifice se regăsesc și în rețeaua Google, în momentul în care telefoanele nu sunt internet, full capability, browser, ceva de genul ăsta, adică cam asta e denumirea, deci nu sunt telefoane care au capacitatea de a interpreta exact ca într-un browser normal. Și atunci, în cazul ăsta, este de recomandat să aveți dimensiuni separate, exact cum recomandarea vine și pentru campaniile standard de display advertising în rețeaua Google.
Ok. Mobile Marketing Global, nu? Associate, exact. Acolo găsiți toate dimensiunile. Și recomandarea e să folosiți cât mai multe dimensiuni, ceea ce e recomandarea unor profesioniști în ceea ce înseamnă Google AdWords, chiar Google Display Network Advertising, să folosiți cât mai multe variații, nu variații, dimensiuni ale creației, astfel încât să existe, să permiteți afișarea în cât mai multe placement-uri, în cât mai multe zone. Cam asta ar fi, trecând așa un pic peste elementele care v-au fost prezentate mai devreme de Dan, și am ajuns la un lucru pe care am vrut să vi-l, nu știu dacă o parte dintre voi probabil ați ajuns la, ați întâmpinat la un moment dat problema asta și eu personal, căutând un răspuns la ea acum ceva timp, prin mai a fost prima dată când am făcut o căutare pentru aspectul ăsta, n-am găsit un răspuns. La momentul ăla toată lumea avea într-o ceață totală. Ce se întâmplă? Cum apare acel offer acolo? Am trezit un pic interesul, nu? Nu mai așa plictisitor. Ideea e că, nu știu dacă se vede, da? Ok. Deci, în momentul în care se caută New York Toy Store, da? Pe lângă rezultatul plătit, care apare în prima poziție, și anume 5% off toy purchase, avem adul, avem adresa, avem numărul de telefon cu click to call, dar mai avem două butoane, map și offer. Sunt două butoane care adesea le putem întâlni și în promovarea tradițională, în browserul de internet, pe motor de căutare, folosind Google AdWords. Întrebarea este dacă câți dintre din sală, am spus eu mai devreme, dar probabil n-ați fost atenți în momentul în care am spus, câți dintre voi știu să facă acest tip de aduri? În afară de Vlad și Cristi. A! Laura? Ok. Dacă vă uitați cu atenție în partea, în acest al doilea telefon, e un iPhone, știu, da? Veți vedea o zonă de cod. E un cupon, un voucher, un cupon, de fapt, da? Și aici există e-mail și SMS. Acel cupon, dacă vi-l aduceți voi aminte, sau dacă ați intrat vreodată în local business center, da? Există două mari taburi. Unul din aceste taburi se numește offer. În momentul în care intrați și stabiliți care este adresa la care se află business-ul vostru, pentru a-l adăuga în site links, aici, da? Aici, dacă știți Add Extension, avem Site Links, Call Extension și Location Extension. Da? În momentul... E Harper? Nu. Aici puteți adăuga extensii, da? Ați adăugat extensiile acolo, puteți adăuga extensii de număr de telefon care vine de stabilit țara, România, numărul de telefon la care advertiserul, userul dă click ca să ajungă să vă sune imediat ce vede adul, după ce a dat căutarea, vreau pizza în Piața Romană și după aia zici call now sau vreau pizza, vreau să comand pizza acasă, spune lumea acasă, vreau să comand pizza, am dat click, am căutat, e clar ce se întâmplă cu click to call. E, tot acolo găsiți location. E, când găsiți location, extension, se adaugă harta pe care o precizați voi în Google Local Business Center, da? E, tot acolo aveți acest offer care vă puteți stabili mai multe voucher. Acum, vă recunosc că nu am dus până la capăt o astfel de campanie să văd când se afișează voucherele. Deci, cred că se afișează atunci când se afișează și harta. Și anume, în cadrul locației geografice, dacă ești în zona respectivă. Este adevărat, Vlad? Da. Ce? Ana? Păi dacă te duci pe Lipsca și cauți, nu știu, restaurant, nu știu, Lebușoară, da? Da. Tu cauți pe Google. Da, da, da. Da? În aplicație. Îți apar 27 specials în locație și ți le arată pe toate și bănuiesc în și acolo. Ok, deci în aplicație, dacă ești în browser și nu ești un browser care știe localizarea, nu ți-a luat.
De-aia suportă doar iOS și Android, pentru că sunt singurile browsere care au suport de localizare incorporat. Și acum că tot am trecut, am o întrebare. În România, Google vinde Paperform, ca iOS? Deci nu. Nu, din câte... Adică nu e opțiunea asta de plată, este numai cost per action, dar e un cost per action mai... Vlad, răspunde cu voce tare, Vlad, ca să audă toată lumea, contribuie la comunitate. Adică sistemul de pay-per-call e redirectat prin Google Voice și pe acolo se face și tracking-ul și în România nu este disponibil. Cred că asta e primul... Deci îi fac redirect, că de fapt îți spui orice număr frame. Exact, îți spui orice număr frame, dar redirect se face prin Google Voice. Vrei să zici, asta e primul... Ce vrei să zici? Ai zis ceva prima. Și mi-e plac chestia asta care să zice... Condiția esențială. Prima e cel mai important lucru. Ai zis că vrei să zici ceva de mine. Super. Ai zis că primul mă gândeam. Primul motiv. Ok. Bun. Deci, asta e metoda prin care se afișează la un moment dat reclama în forma asta. Ce interesant este că puteți să vă duceți, puteți să o folosiți în strategia voastră combinată de marketing sau mixul de marketing cu telefonul și te arătați voucher cu codul la cum suntem obișnuiți, Orange Wednesday sau alte, și eu, un voucher de discount, ai voucherul afișat acolo, codurile sunt incremental, însă în afară. Ok. Eu sunt. Web Digital este compania pe care acum 3 ani am început-o, care am fondat-o și care în momentul ăsta ia clienți de pay-per-click și se dezvoltă piața din România. Avem cel mai mare număr de clienți, de conturi și așteptăm clienți noi. Asta a fost prezentarea mea.